Acum discutăm cu colegul nostru Florin Negruțiu aici alături de noi. Bună ziua, Florin, și îți mulțumim mult pentru prezență. Bună ziua. Florin, cum ai văzut tu acest avertisment al șefului armatei? El a explicat foarte clar unde suntem noi și pare că nu suntem foarte bine. Și nu arătăm prea bine, da, da, da. Da, el vine într-o linie de declarații care au fost făcute în ultimele săptămâni din zona militară. Da. În restul Europei vezi tot felul de șefi ai armatei, de generali, de militari, care avertizează asupra riscului ca acest război să depășească granițele Ucrainei și să fie o implicare inclusiv a statelor NATO. Este un curent de opinie la nivelul militarilor, deocamdată, pentru că la nivelul politicienilor și domnul premier Marcel Ciolacu se înscrie în linia asta, declarațiile sunt mai degrabă prudente sau de liniștire a populației că un astfel de război nu este iminent, dar că privim cu îngrijorare la ceea ce se întâmplă în Ucraina. Un război care să cuprindă și NATO nu este în acest moment probabil, nu? Dar asta nu înseamnă că NATO, țările NATO nu trebuie să fie pregătite, că țările europene din NATO nu trebuie să fie pregătite. De ce zic lucrul ăsta? Pentru că s-ar putea ca din toamnă situația să se schimbe dramatic odată cu alegerile din Statele Unite. Iar dacă Donald Trump ajunge președinte și decide să scoată America din lume, țările europene s-ar putea să se trezească că ar trebui să, că trebuie să se apere singure, fără să mai beneficieze de ajutorul american. Anunțam mai devreme un sprijin european pentru Ucraina, deblocarea sprijinului european pentru Ucraina. M-aș bucura ca acest sprijin european să fie dublat și de un sprijin american și ca pachetul lui Joe Biden să fie deblocat în Congresul Statelor Unite, astfel încât 60 de miliarde pentru Ucraina să ajungă la destinatar. Pentru că altfel situația este destul de complicată în Ucraina și s-ar putea ca Putin să-și facă, inclusiv Putin să-și facă calcule legate de alegerile din Statele Unite pentru a face următoarea mutare. Deci, da, și eu cred, la fel ca premierul, la fel ca politicienii, că un război nu este iminent, dar că țările trebuie să fie pregătite. Aici le dau dreptate și militarilor. Trebuie să fie pregătite pentru ce este mai rău. Pentru că fiecare armată funcționează cu scenarii. Da? Ei, cel mai prost scenariu este să te prindă Rusia cu cum se spune? Da, să te prindă nepregătit. Da? Așa cum s-a întâmplat acum 2 ani. Țineți minte acum 2 ani cum apăreau analiști la televizor care spunea, hai domnule, că blufează Putin. N-are cum să invadeze Ucraina. Nu se mai poate, domnule, așa ceva în zilele noastre. Inclusiv zona asta de intelligence, care dădea semnale că nu există această posibilitate. Și invazia a fost pregătită și a avut loc. E, după aceea a fost un wake-up call. E foarte similar ce se întâmplă și acum, adică tot așa a fost și atunci. Semnale disparate s-au înmulțit tot mai mult și până la urmă s-a întâmplat invazia. De data asta Europa... Acum Europa, semnale care încep să se înmulțească cu privirea unui atac asupra Rusiei. Și ceea ce spune generalul Vlad este că suntem nepregătiți, asta spune el. Nu suntem nici pregătiți nici din punct de vedere legislativ, nici al dotării armatei și nici al personalului, că este deficit acolo. Cam asta spune el și asta sunt cam treburi de politicieni să rezolve situația. Sunt treburi de politicieni, la fel cum este treaba politicienilor să aloce peste 2% din PIB pentru înzestrarea armatei. Și aici suntem, România a făcut efortul ăsta. Multe țări europene nu l-au făcut. Sau au fost forțate să-l facă, deși multă vreme, de pildă Germania, a așteptat, a lăsat securitatea în seama americanilor. Contribuțiile țărilor europene la apărarea comună au fost sub nivelul la care s-au angajat. Și atunci presiunile astea din zona militară vin și în direcția asta, da, de alocare de resurse bugetare către armată pentru a fi pregătite în cazul celui mai rău scenariu. Da, încă o dată, lucrăm pe scenarii și atunci... Așa este.
presiunile sunt în zona asta. Inclusiv, probabil, presiuni din zona industriei de armament pentru dotările necesare. Da, că nici măcar n-am putea să producem atât de mult cât ar fi nevoie, spunea el. Și oricum, cred că teoria spune că trebuie să fii pregătit pentru cel mai rău scenariu. Eu nu vreau să iau trei scenarii și să văd pentru care suntem noi pregătiți în momentul de față. Îți mulțumim tare mult, Florin. Mulțumesc și eu.